Salutare, dragi telespectatori! Sunt Liliana Cazac și cu mare drag o să vă prezint o nouă ediție a emisiunii Bomondă. Astăzi suntem la Grădina Botanica. Aici ne-am dat întâlnire unei interprete tinere care s-a lansat în cadrul emisiunii Bomondă la Busuioc TV. Rămâneți alături de noi să vedeți cine este ea! Dragi telespectatori, astăzi o salutăm cu mare drag pe Evelina Burunsus. Eva, mai precis numele de scenă. Te salutăm, Eva, și bine ai venit la noi! Vă mulțumesc pentru invitație și sunt bucuroasă să vă revăd din nou aici la Busuioc TV. Iar noi, desigur că ne bucurăm să o revedem pe Eva, care un an în urmă s-a lansat aici la noi la Busuioc TV și anume în emisiunea Bomondă. Și, dragii noștri telespectatori, vrem să vă reamintim melodia cu care s-a lansat Eva, Neamul meu, și o să rugăm regia să ne pună un fragment din acest filmuleț frumos. Telespectatori, acest început din cariera muzicală a Evei a fost unul de bun augur, iar noi ne bucurăm că anume televiziunea Busuioc TV a fost cei care au lansat-o pe Eva ca tânără interpretă. Sperăm că am contribuit și noi puțin la evaluarea ta. Astăzi noi ne reîntâlnim cu Eva, cu rezultate frumoase, cu melodii numeroase noi și colaborări deosebite. Despre asta o să ne vorbești chiar tu, Eva. O să te rog să ne spui pe parcursul acestui an câte melodii ai lansat. Anul acesta am lansat 7 piese, dintre care 3 sunt estradă și celelalte sunt populare, dar mai sunt încă 8 în lucru și o să... Păi este posibil ca să le reușim să le înregistrăm până la anul nou. Cum selectezi tu repertoriul? Cine te ajută să-ți alegi melodiile pe care le interpretezi? Mă ajută mama, pentru că desigur că mama știe cel mai bine și ea mereu mă ajută, îmi dea și niște sfaturi, ca de exemplu, hai, piesa asta va fi despre mamă, hai așa, piesa asta va fi, ca de exemplu, despre bunica și îmi place și părerea ei. Ai început cu Neamul meu, iar apoi ai trecut la fiecare în parte. Da, mama, bunica, surioare, frățiori. Spune-ne, te rog, familia ta, am înțeles că recent mai are un nou membru. Povestește-mi despre noul membru al familiei tale. Noul membru este surioara mea mai mică, Cristalina. Ea, pe 8 iunie, am primit o lună și eu sunt foarte bucuroasă că am așa o familie mare și interesantă, niciodată nu este urât, am cu cine comunica, ei iau de la mine și multe exemple frumoase și sunt chiar fericită. Reamintește-ne câți frați și surori ai ca să știe și publicul nostru.
Am doar un singur frățior și suntem 5 fetițe în familie. Foarte frumos, 5 fetițe garofițe, iar mămica, care este și ea o doamnă extraordinar de frumoasă și nu doar frumoasă, dar și harnică, pentru că asta se vede nu doar în cariera dumneiei pe care o are zi de zi, dar și în rolul său de mămică și mai ales în cariera muzicală a ta, Eva, pentru că ea este motorașul, noi știm cu toții, ea este acel motoraș care mereu te încurajează și alege piesele pentru repertoriul tău care ți se potrivește cel mai bine, atât ca stil muzical, cât și ca pentru vârsta ta, pentru că ai niște melodii foarte, foarte frumoase și care mereu sunt foarte apreciate de public. Noi suntem foarte bucuroși că tu vii la toate evenimentele, toate spectacole organizate de către televiziunea Busu Ioc TV și aș vrea să ne spui chiar din ultimele impresii când am participat la un eveniment organizat de Busu Ioc TV, care a fost aprecierea publicului? Aprecierea publicului a fost, mi-a plăcut, deoarece eu când cântam, toți copilașii se adunau lângă mine și făceau horă și eram foarte bucuroasă că sunt oameni așa care atrag atenția la mine și dansează cu mine împreună. Și chiar la ultima filmare de la Busu Ioc TV, de Ziua Copiilor, am luat pe o fetiță de mânuță și dansam cu ea împreună și mă uitam în ochii ei și era foarte bucuroasă și ea alături de mine. Cu siguranță că copiii simt cel mai bine oamenii buni, iar tu, Eva, ești un copil extraordinar de deosebit, talentată în toate și bună la suflet. Și asta simt copilașii și toți au venit în jurul tău, toți vroiau să te atingă, să te vadă, să te urmărească, să-ți urmărească fiecare mișcare, fiecare gest de al tău. Și au început să danseze cu tine. Asta și pe noi ne-a emoționat, cei care din echipa organizatorică, care au văzut cât succes ai avut tu acolo. Iar eu aș vrea mai pe larg să ne povestești de fiecare produs muzical, cu cine colaborezi, cine îți face textul, cine îți face melodiile, cine îți face orchestrația. Eu o să încep de la prima mea piesă, care este numită Neamul meu, despre toată familia mea. Textul mi-a scris doamna Natalia Cucovei și muzica Sergiu Cabătut. A doua piesă este numită Basmul iernii. La fel este scrisă de doamna Natalia Cucovei și muzica la fel de domnul Sergiu Cabătut. A treia piesă am făcut o colaborare cu doamna Silvia Postoroncă. Mi-a scris un text, Hai la joc, și la fel ea mi-a făcut și muzica. La fel ea mi-a scris Sunt fată de moldovan, la fel o horă și tot ea mi-a făcut și muzica. Chiar mi-au atras atenția aceste melodii și să știi că atât cele care ți le-a creat doamna Cucovei și împreună în echipa, așa să zic, cu domnul Sergiu Cabătut, cât și cele create de doamna Silvia Postoronca, muzică și text, mi-au atras foarte mult atenția. Sunt foarte niște piese extraordinar de frumoase și care atrag publicul, deci plac publicului. Deci aici chiar că au fost niște colaborări foarte și foarte reușite și te felicit pe această cale. Continuă să ne le numiri pe celelalte. Cu mare drag. Doamna Natalia Cucovei mi-a scris o bătută, ea se numește Dragi Mis Moldovencile. Muzica mi-a scris-o la fel domnul Sergiu Cabătut și a fost orchestrată de Rapsozii Moldovei. Le mulțumesc din toată inima că au făcut așa o colaborare cu mine. Foarte frumos, chiar foarte frumos și mie îmi pare că sunt artiști foarte mari, cu nume, care într-un timp atât de scurt nu reușesc să facă atâtea melodii. Ori tu, cu susținerea părinților, cu susținerea mamei, ai reușit într-un timp atât de scurt, să zic un record, să faci atâtea melodii. Da, eu foarte, foarte mult mă bucur, deoarece mama a fost mereu alături de mine și mereu ea niciodată n-a refuzat
să nu plecăm la vreun concert, dar ea avea răbdare și de asta foarte mult mă bucur. Și am făcut încă o colaborare foarte frumoasă cu Cătălina Lungu. Ea mie mi-a scris un text despre mama și muzica la fel domnul Sergiu mi-a făcut. Și astăzi am să vă cânt piesa Mama cu mare drag. Iar noi, dragi telespectatori, până ne mai vorbește Evelina despre celelalte colaborări ale ei, o să o rugăm să ne cânte această frumoasă melodie, care este o melodie extraordinar de plăcută, are un mesaj foarte emotiv. Așa că vă îndemn să urmăriți pe Eva.
dragii noștri, sper că v-a plăcut această melodie dedicată mamei Evelinei, doamnei Margareta, dar și tuturor măicuțelor din lume. Mulțumim, Eva, pentru acest mesaj frumos! Și eu la fel îi mulțumesc doamnei Cătălinei Lungu că a acceptat să facem așa o colaborare extrem de frumoasă. Da, foarte emoționant. Eu sper că toate măicuțele din lume se vor regăsi în această melodie și toți copiii o vor îngâna pentru măicuțele lor la zilele de sărbătoare sau cu orice ocazie, pentru că această temă a mamei este una fără de sfârșit. Iar în continuare să ne povestești și de următoarea melodie. Următoarea melodie este numită Orașul meu. La fel este scrisă de doamna Natalia Cucovei, dar muzica este făcută de Adrian Idrician și la fel îi mulțumesc pentru așa o colaborare de frumoasă și m-a acceptat. Și la fel o să vă interpretez. Să ne spui, dragă Evelina, pentru că știu că ai și videoclipuri pentru melodiile tale, nu pentru toate, dar la care ai deja, ai reușit deja să le dai așa o haină video, să zic. La prima piesă la care am făcut așa un videoclip frumos cu dansatori este Hai la joc. Am colaborat cu cei mai buni dansatori din orașul Rezina, cu ansamblul Floricica și le mulțumesc pentru așa o colaborare frumoasă. Îi mulțumesc lui Nicolae Matei pentru așa o colaborare frumoasă și pentru videoclip. Foarte frumos, iar eu o să rog regia să ne pună un fragment din acest videoclip. Dragă Evelina, să știi că ai un produs extraordinar de frumos și precum zici tu, cei mai buni dansatori din Rezina, super! Eu mă bucur că te-au susținut și că au venit alături de tine ca protagoniști acestui videoclip și sperăm să-i vedem și în următoarele videoclipuri care cu siguranță vor urma. Mai spune-ne la care melodie mai ai videoclip. Astăzi, în premieră, v-am adus și videoclipul la Orașul meu, unde o să admirați toată frumusețea din orașul Rezina, unde am crescut la pieptul Rezinei, alături de cei dragi, unde zi de zi învăț și unde zi de zi mă duc la activitățile mele. Noi știm că tu ai foarte multe activități, iar când ești în brațele frumosului și iubitului tău oraș, cu siguranță că te simți cel mai bine. Și noi, dragi telespectatori, în curând vom viziona acest frumos videoclip, dar vreau să remarc această dragoste de neam, de țară, de orașul său natal, de tot ce ne înconjoară a Eveliniei Burunsus. Este un copil extraordinar de talentat, dar vreau să vă zic, fiind din sânul unei familii numeroase, pentru că sunt 6 copilași la părinți, Evelina este o fetiță foarte harnică și foarte muncitoare. Și aș ruga-o pe Evelina să ne povestească, începând cu activitățile ei zi de zi în familie, cât și cu cele extrașcolare. La noi trezirea se începe la ora 6:30 sau la 7 fix.
Eu încep prima, îmbrac frățiorii mei, o ajut pe mama, că nu pot să o las singură pentru că e foarte greu să îmbrace 4 copii micuți. Și apoi mă îmbrac și eu, plec la bucătărie, le pun ceva să mănânce, le pregătesc ghiozdanul și apoi plecăm. Pe drum am grijă de toți, dacă ceva n-a uitat acasă și apoi împreună cu mama îi ducem la grădiniță. Iar eu cu frățiorul meu plecăm la școală. După ce termin școala... Aveți 4 pici pentru grădiniță. Deja au rămas doar 2, dar la anul am și o surioară care pleacă în clasa 1 și voi ajuta cu mare drag să descurce. Suntem 3 copii la școală, 2 copii la grădiniță și un bebeluș care merge cu mama. După ce finisez orele, este câteodată când finisez la orele 2 sau la orele 1. Vin la mama la lucru, mănânc și apoi plec la vioară sau la canto. Facem 45 de minute. Sunt unele zile când am solfegiu, istoria muzicii și termin aproape de ora 4. După ce am terminat solfegiu, istoria muzicii, plec la Capela Doina Nistrului, la dirijorul meu Ion Scutelnic, îl salut cu mare drag de aici. Și până ce vin toți, când se adună toți, noi cântăm cântece de-a noastre, deoarece noi avem o plecare în iulie în Muntenegru cu toată capela și sunt foarte bucuroasă. Și așa în fiecare seară terminăm aproape de orele 6 și apoi plec cu mama la grădiniță să luăm surorile mele și mergem la magazin să cumpărăm alimente și plecăm acasă. Ajungem acasă aproximativ pe la orele 8. Până mama pregătește cina, eu mă ocup de frățiori și de temele mele pentru acasă și noi ne adunăm cu toți frățiorii într-o cameră și eu le cânt cu vocea sau cu vioara. Și așa mai repet pentru ziua cea de mâine. Și îi ții și pe ei ocupați, nu? Da, cu mare drag. Și ei mereu sunt, ei mereu mă admiră, iau exemplu de la mine și îmi spun mereu: Evelina, eu când o să cresc mare ca tine, eu tot o să cânt. Și la fel eu tot sunt bucuroasă că au de la cine a lua așa niște exemple frumoase și poate când vor crește mare, vor cânta cu mine pe o scenă. Dar știu că mai faci parte dintr-un ansamblu folcloric, nu? Da, fac parte din ansamblu folcloric Opincuța, care conducătorul artistic este Eugenia Cernega și la fel este și învățătoarea mea de canto. Opincuța o avem luni și miercuri, iar capela avem marți și joi. Dar vineri, câteodată, putem să ne mai eliberăm și mai devreme, pe la orele 5. Și acasă, cu toate treburile casnice, o ajuți și pe mămica încă? La fel, trebuie să lăsăm curat din urma noastră sau dacă nu reușim în timpul săptămânii, în weekend facem curățenie împreună cu ea și poate când terminăm mai devreme, ieșim cu frățiorii afară la plimbare sau îi scoatem în oraș. Superb, Evelina, și zi de zi așa ai un orar foarte încărcat. Da, dar în schimb sunt foarte fericită că am așa o familie bogată și ei mereu mă susțin, că niciun străin nu m-ar susține cum mă susțin cei dragi. Cu siguranță, iar eu mă bucur că tu ai asemenea suport și admirație din partea familiei tale. Mama te ajută, cei mici, cum să zic, vor să-ți urmeze exemplul și tu îi ajuți mereu. Este o dragoste, așa, o admirație reciprocă și mă bucur de această fericire pe care o aveți în familia voastră. Pe de altă parte, știu că nu este ușor. Este o consacrare, este un curaj ca zi de zi să mergi pe această cale, ca zi de zi să-ți fie orice minută ocupată.
dar rezultatul care vine la final te bucură. Te bucură pe tine, bucură pe mama ta, pe frații tăi, surorile și asta este o, cum să zic, o răsplată pentru toată munca pe care tu o depui zi de zi. Noi așteptăm și realizările tare care vin, știu că ai surprize care încă se coc acolo în cuptorul creativității, așa iubesc eu să zic. Știu că ai surprize, mai ai încă vreo 7 melodii care se pregătesc acolo. Eu aștept mai repede să se coacă toate piesele mele, ca la urmă să le imprim și să vin aici la dumneavoastră, la Busuioc TV. Iar noi te așteptăm cu drag, dragă Evelina, și ne bucurăm pentru succesul tău și să știi că chiar nu ne-am așteptat. Noi știam că ești, că ai potențial, că ai voce, că ai o carismă deosebită. Noi știam că tu vei reuși, dar chiar nu ne-am așteptat să ai așa de mare succes și să crești până într-atât. Din ziua în care tu ai venit pentru prima dată la interviu și până acum a trecut un an, dar în acest an tu ai evoluat extraordinar de mult și atât în ceea ce ține ținuta scenică, repertoriul ți l-ai îmbogățit, zic, nici nu ne-am așteptat la așa mare bogăție, da? Pe cât și la vocabularul tău, în felul de a te prezenta, de a vorbi, ești extraordinară. Ce să zic, jos pălăria pentru tine, jos pălăria pentru părinții tăi, pentru mama ta, pentru toți cei care îți creează acest repertoriu, pentru toată echipa care este în spatele tău, fără de care ar fi imposibilă această carieră muzicală a ta, pentru că deja ești o artistă, cum să zic, ești o artistă, o prietenă bună a postului nostru de televiziune, participi în toate spectacolele organizate de Busuioc TV și am văzut deja admirația publicului pentru artista Eva, pe care și noi o admirăm și cu siguranță o vom susține în continuare pentru a-și realiza această cale frumoasă a muzicii, care am înțeles noi că nu este ușoară, dar cu dedicație, curaj și perseverență, dragă Evelina, vei reuși să-ți atingi toate scopurile propuse. Vă mulțumesc pentru invitație și sunt bucuroasă că am petrecut timpul productiv alături de dumneavoastră. Ție îți mulțumim, Evelina, că ai dat curs invitației noastre, iar pe telespectatorii noștri o să rugăm să vizioneze în continuare ultimul tău, premiera ta, videoclipul Orașul meu. Așa că, dragii noștri, iubiți-vă și voi țara, orașul, neamul, mama, tata, sora, fratele, așa precum iubește Evelina, pentru că are un suflet extraordinar de frumos și mare. Port în suflet ca trofeu.
pe pământ, cu rădăcini în al meu dor, cu dragoste în al meu gând. Tu crești orașul nefrumos, cum cresc și eu la peptul tău. Adun comor și mă Dragi telespectatori, invitata noastră de astăzi a fost Eva. Sper că această ediție a emisiunii v-a plăcut și noi am rămas surprinși de evoluția acestei interprete și îi dorim succes în continuare. Iar pe dumneavoastră vă îndemn să rămâneți mereu alături de primul post muzical de televiziune din Republica Moldova, Busuioc TV, pentru că noi știm să intrăm în casele și sufletele dumneavoastră doar cu emoții pozitive și muzică de calitate. La revedere și pe curând!